Și se l-are cuțitul mână la volan, da. Mânca. Cred că era cuțit legal, frate. Știi? Bă, noi în Anglia aceea conducem, frate, cu cuțitul mână la volan. O să merge țară periculoasă. Da. Programai și pe mâine. Nu vreau să programez. Mâine mă duc la Montgomery. Nu vreau să programez că mă simt obosit. Așa că la Montgomery de obicei îmi dădeau 10 ore garantate. Dar am forțat mâna și zis, bă, dacă îmi dau 10 ore garantate, nu mă duc la muncă, doar pentru 8. Doar pentru 8 ore nu mă trezesc dimineața. Le explicai, am fost în weekend în 2 șoferi. Sunt obosit și, să fiu sincer, având în vedere că sunt obosit, nu pot să, să vă încurc cu doar 8 ore. Nu, mate, că nu știu ce, o luare cu de-alea, că nu garantăm 10 ore, dar le faci. Le faci tu, zice el. Și tot așa o ținea cu mine, numai ca să confirm, ca să confirm. Că am început să-mi dea joburile de vreme. Mi le dau, uite, la 12 și până în 12. De ce? Pentru că într-o oarecare măsură trebuie să le și spui oamenilor că lucrezi și cu alții. Din ce cauză? În momentul în care ai spus că lucrezi cu alții, da? Să dești frică în ei. Ce frică? Mă, hai să programăm repede cu muie ăla, că muie poate programează cu altul. Știi? Înțelegi ideea? Și au început să-mi dea joburile foarte devreme. Bineînțeles, când dau. Când dau, nu mă deranjează nimeni din nicio parte. Că noi la agențiile, cum funcționează, ca să vă și explic. Că lucrând cu mai multe, mi-aș da seama cum funcționează. Fiecare companie are agenția lor, agențiile lor, au agențiile lor primordiale. Adică, e mâna 1, mâna 2 și mâna 3. De exemplu, fiecare agenție împarte joburile. Felul 1, felul 2, felul 3. E, prima oară, joburile care le acoperă compania cu angajații lor se dau la felul 1, da? La agenția prima. După aia dau la felul 2 și de obicei eu mă duc cam la felul 3. Înțelegeți voi? Deci eu mă duc cam la felul 3 când aia. Acum nu e neapărat o regulă, dar cam așa, uite, colegul are cuțitul în mână. Bă, nu să frică, mă, că te enervezi într-un ceas rău și ții jugulata. Jugulata? Am mers. Într-un stau așa de năcaș de inimă rea că nu mergem și că nu depășim caravanele încolo. Nu să frică, mă, că ții jugulata? Am murit. Și... E fulene să sune la ăștia să-i spune să dea job de 10 ore plus. Până la urmă, că văzut că îi voice că nu mă înțelegeam cu el, că le faci, că nu le faci, spune, bă, nu mă duc în 8 ore, că dacă fac 8 ore să mă culc 3 ore în cabină, să mă duc în 10, nu mă duc. Că după aia nu mă cheamă deloc, știi? Că zice că stau prin parcări degeaba, așa, știi? Că mă fur și o oră pe zi, aia nu se vede, nu se cunoaște. Picolo, mă arunc în pat, mă culc o oră, nu... Asta stai 3 ore într-un loc așa la mișto, dacă vrei tu, e urât. Și până la urmă când văzură că, na, probabil sunară. Sunară întrebare, bă, faceți-l ăsta job de 10 ore plus. Pentru că se poate face, dar trebuie să ceri. Se poate face job de 10 ore, cum să nu se poată? Compania poate face. Unii dintre voi zice, bă, ești prea pretențios, că prea oarzi nasul. Îți dă omul și job, îți dă omul și star bun, îți dă și ok, și lângă tine în preston, e și ce trebuie, știi? E. Nici o problemă, e, da. Dar dacă se poate mai bine, dacă se poate face și un job de 10 ore, că știu, au de muncă, dacă au. Și dacă n-au. Și e, uite, cum foazi. Dacă mă asigur cu 10 ore și mă acoper și o altfel, că mă trezesc, că mă trezesc dimineața la 4 și la muncă și fac 8 ore și mă întorc înapoi. Și nu-mi convine, vă zic sincer. La 8 ore nu se întâmplă nimic interesant în viața. Dacă n-ai 10 ore, e altceva. Știi? Să-mi dea 12 ore frumos, să bag așa și să fie bine, nu? Că mă trezesc degeaba de dimineața să plec la muncă. Nu? Cel puțin unul mie așa mi se pare. Și sunară și făcură job. Că lor pe companie le pot da și joburi mai mici. Mai scurte, mai la 8 ore. Să dea pe companie job la 8 ore, să-mi dea mie 10. Nu? Că și băieții pe companie au contract cu ore garantate, cu tot ce trebuie. Să facă un job de plus 10 ore dacă tot au nevoie de șofer. Că după aia mă trezesc, că mă trezesc de Halifax și mă întorc înapoi și fac 8 ore.
Și la 8 ore nici 20 de lire pe oră dacă îmi dai nu-mi convine. Că tot am pierdut ziua, știi? Deci, este despre a negocia în viața asta. Nu tot timpul poți, dar când se poate, frate, negociază. Dar negociază cum? Defensiv? Că în momentul în care omul te simte și spune că, bă, e arogan și că tot timpul încearcă să, știi? E altfel. Uite, de exemplu, încă un exemplu să vă dau. M-a sunat proprietarul aseară. Că îi dau casa, iar. I-a explicat ce și cum, tot defensiv, că eu vă mai fac vloguri pe aceea unde spun că e bine să fiu agresiv, dar agresiv în mintea mea. Nu știu dacă ați înțeles asta cu agresiv cu tine, unul la unul, nu. Că nu e niciun win. Defensiv, da. Dar agresiv în mintea mea, da. Agresiv cu tine, unul la unul, nu e niciun win. Știi? Și mă sună proprietarul și mă întreabă tot același lucru. Mă întreabă de când tot stau în casă. Am auzit acum se bag legi noi. Se scoate secțiunea 21 ce am primit eu să mă dea afară din casă. Și nu te mai poate da afară din casă fără un motiv bine întemeiat. Deci el trebuie să facă dovada în momentul în care ajunge la tribunal, pentru ce mă dă afară din casă. Deci nu se mai poate da cum să dau. Eu acum sunt dat afară fără motiv din casă. Și au fost și că dați afară din casă între ianuarie și iunie peste 2000 de cazuri. Chestia asta vă spuneam și eu. Inclusiv regele a intervenit în legătură cu chestia asta, că speech-ul regelui l-am ascultat și aici mi-am dat, aici știu informația. Peste 2500 de cazuri de oameni dați afară din casă între februarie anul ăsta și iunie sau ceva de genul, nu mai știu data exact. Și se schimbă legislația, scoate secțiunea 21, adică se dea afară când vrea el. Te dă afară doar în momentul în care are, poate dovedi pentru ce are un motiv întemeiat pentru care să te afară din casă. În momentul în care s-a scos secțiunea 21 cu totul, înseamnă că te poate da afară doar când ajunge la tribunal sau când nu mai vrei să mai stai în casă. Și când mă duc să vă povestesc, mă sună proprietarul când plec. Am vorbit cu cei de la primărie și mi-au zis când m-au transferat la departamentul ăsta homeless. Bă, de merg pe ultima bandă și tot nu merg, mă, să mă bată, parcă merg mai tare ăștia pe stânga, o. Și sperai că depășesc caravana aia să mă duc în față încolo. Ce urât să merge, mă, băga mea și piciorul să-mi bag. Vezi, mă, în Anglia să mergi pe ultima bandă. În Germania ești pe banda 2, n-ai voie să dai, că e depășirea interesă. Bun, că o dau din una în alta. Și îmi zice proprietarul când pleci din casă. Bă, mane, zic, ultima oară când am fost la primărie, le-am dus tot teancul ăla de acte că s-a ajuns la cort cu cazul. Acum trebuie să mă judece pe nou și să-mi dea să-mi dea data de evacuare din casă. După data de evacuare din casă, o să vină executorul să-mi spună, ai 2 ore să-i evacuezi casă. I-am explicat ce și cum. Bă, defensiv, bineînțeles, că i-am spus, bă, îți mulțumesc că m-ai ajutat un an de zile și ai fost foarte bun cu mine. Eu tot timpul am încercat să dau casa înapoi, dar n-am avut nicio opțiune să-ți dau casa înapoi. Înțelegi? Și el, din discuția cu el, mi-a plăcut el. Dar ăștia nu te ajută, dar ăștia își arăta interesul. Și arăta, din discuția ce am înțeles eu, arăta că-i pasă. Adică, mă întreba dacă ăștia nu te ajută și dacă nu fac nimic. Știi? Deci cumva înțeleg că și el vrea casa înapoi. Dar mi-a plăcut de el că cumva. Și eu am spus, bă, ai fost foarte bun cu mine, nu mi-ai bătut la ușă toată perioada asta. M-ai sunat, da, ce-i drept. Că-ți vrei casa înapoi, te înțeleg, e casa ta până la urmă lui. Și mi se pare și normal să o ai înapoi, știi? Dar nu mi-a bătut niciodată la ușă de. Nu e legal, în principiu, să te-ți bată la ușă. Dar vreau să vă zic. Și i-am dat numărul la telefon lui băiatul ăsta, că ăsta mi-a spus. Că m-am întâlnit cu el acolo, în departamentul de homeless, adică de boschetari ca mine. Și i-am dat numărul și a zis, când mă te sună proprietarul, dai numărul meu să mă sune pe mine. Și acum le-am făcut legătura, a zis că am sună, știi? Dar mi-a plăcut de el că în discuția mea cu el, bine, eu tot timpul nu m-am zis niciodată cu el. Tot timpul am fost defensiv și i-am spus, i-am mulțumit că și totul nu s-a, și tot din cauza aia nu s-a dus la cort atâta timp. Gândiți-vă că mi-a expirat contractul de la casa din ianuarie. Au trecut, suntem în septembrie acum. Au trecut câte luni și încă tot stau în casă. Știi? Adică se putea duce la tribunal după primele două, mi-a dat secțiunea 21 și după primele, când am văzut că nu am eliberat casa după secțiunea 21, putea să mă duc la cort direct. Și totuși m-a tot așteptat după mine, gen. Știi? Și
Și mi-a plăcut el că și-a într-un fel, din discuția mea cu el, și-a arătat faptul că îi pasă, adică se îngrijora că ce o să fac eu cumva dacă nu mă ajută consiliul, știi? Și mi-a plăcut el așa, dar niciodată n-am fost aruncat cu el. Tot timpul i-am spus, tot timpul, și am încercat să mă mut din casă. În momentul ăsta nu mai este cale să mă mut din casă, că mi-au spus ei, stai acolo unde ești, noi o vom rezolva. Deci în momentul ăsta nu mai, nici nu mă mai pot muta fără ajutorul lor din casă. Mi-au zis inclusiv să nu mai încerc. Și este o chestie inteligentă să dealui cu oamenii defensiv. Pentru că vă posteam pe unul din vlogurile mele, inclusiv criminalul care își caută o victimă, în mintea lui se produce ceva de genul: bă, merită ca asta să fie victima mea sau nu? Și în momentul în care răspunsul este da, atunci omul aplică. Aplică pe tine ce are în cap. Înțelegi? Pe când tu, dacă ai o atitudine friendly și o atitudine de sorry, știi? Este mult mai inteligent. Chiar dacă tu, poate mintea ta, poate și în mintea mea mi se pare nedrept că să mă dea afară din casă fără motiv, știi? Dar totuși e casa lui, până la urmă, nu? Da. Deci e bine să fii agresiv, dar agresiv în mintea ta, nu agresiv unul la unul. Mai câștigat ești dacă ești defensiv. Să vorbești cu o lomoare, să nu vorbești pe ton, sorry mate, știi? Pentru că în momentul în care nu ești agresiv unul la unul, ai de câștigat. Că ceri niște chestii, le ceri cu temei, dar să le ceri pe un tural de a vocii moale. Să le ceri frumos, să le ceri, să ai și un reason bun în spate, adică: bă, frate, sunt foarte obosit, bă, ceva să fie, nu ca și cum ai dau tu ca... Dați-vă ciocanul meu, nu dați, nu vin, știi? Nu să fie cumva, nu pot că s-o obosim, frate, dacă dați 10 ore, mă duc, știi? Înțelegi? E o artă a dealului asta, arta asta de a negocia, știi? Și am crescut mult în segmentul ăsta și din cauza șerpării în care trăiesc și cu Duba și cu... Cel puțin m-am depășit tare, frate, față de anul trecut, în care credeam în loialitate și stăteam după o agenție să-mi dea 2-3 joburi pe săptămână. Acum primul care dă job cu ăla m-a dus. Nici nu s-a luat discuții. De asta au început să dea joburile înainte de 12. Uite, vezi, nu e 12. Seara târziu, dacă văd că nu rezolv nimic, mai dau și o mesaje, trebuie să recunosc. Dar seara târziu. Și dacă nu, stau acasă. Dar în momentul în care dai un job la ora sub 12, asigură-te că dai un job bun, că l-am confirmat acum și mâine mă duc. Deci eu mi-am blocat ziua, că următorul care dă mesaj îi spun că sunt programat deja. Știi? Deci am crescut față de anul trecut, când eram un fraier care credea în loialitate și nu mă duc, frate, cu alții că se supără ăștia. Am altă poezie acum, am altă poveste. Și vă spun drept, în caz că de mă întreabă cineva că de ce i-am trădat și am m-am dus cu alții, am și propoziția pentru ei. Care ar fi propoziția? Mă, frate, când am mai fost de muncă, voi ați continuat să stați în birouri. N-ați ieșit afară să vă duceți la firma D, să strigați la poartă, să întrebați dacă are nevoie de șoferi. La firma D, la firma D. Deci voi nu, voi m-ați pierdut pe mine cumva pentru că n-ați avut de muncă, pentru că nu v-ați făcut treaba, pentru că n-ați ieșit din birouri ca să căutați de muncă, în așa fel încât eu să am de muncă și să nu caut și în alte părți. În momentul de față lucrez cu toată lumea. Și e cel mai smart thing to do. Deci e cea mai smart chestie de făcut. Nu mă mai duc la mai multe de două agenții, că oricum e suficient ca și Duba. Am două agenții cu care bag mai des și mai am vreo încă două cu care bag când cum. Deci dau mesaj și la aia în momentul în care ăștia doi nu mă pot servi cu un job. Și nici Duba. Deci am trei locuri de muncă plus YouTube-ul, patru locuri de muncă în momentul de față să-mi bată. Vă dați seama? Muncitor, băiatul, bă, să mă bată cucu dacă nu...